creștem iubirea. Facă Domnul ca revărsarea Harului Dumnezeu să n-aibă hotar pentru Biserica din Lej. De aceea, în această seară, vom intra în timpul de evanghelizare. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Profetului Isaia, capitolul 42. Vom da citire Cuvântului de la versetul 1 până la versetul 9. Iar apoi, împreună cu fratele Laviniu Popa, vom aduce rugăciunea de binecuvântare a cuvântului și a slujitorilor, celor care vor înălța aici cuvântul lui Dumnezeu și îl vor face ca hrană pentru sufletele noastre. Profetul Isaia, capitolul 42, de la versetul 1 începând. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeul care a făcut cerurile
și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe care, de pe el, care a dat suflare celor locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iată că cele din tâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Amin. Ne plecăm capetele și ne rugăm. Dumnezeule Sfinte, nu venim în aceste momente nici în meritele noastre, Doamne. Nu venim, Doamne, în baza cine suntem noi, Doamne, sau ce suntem, ci venim, Doamne, în baza îndurării Tale cele mari, Doamne, arătate prin Hristos, Domnul nostru, Doamne. Și în dupămasa aceasta, împreună cu biserica întreagă care ne-am adunat în numele Tău, Doamne, cerem prezența Ta în viețile noastre, Doamne. Vrem, Doamne, ca în dupămasa aceasta să ne onorezi, Doamne, prin facerea prezenței Tale simțite în mijlocul acestei adunări, Dumnezeule. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, care este Domnul și Mântuitorul, Doamne, să ne deschizi ochii, Doamne, să putem percepe prezența Ta între noi. Vrem, Dumnezeule, ca după masa aceasta să revești peste noi din belșugul îndurării Tale, Doamne, să ne înnoiești inimile noastre prin vestirea adevărului Scripturii, Doamne. De aceea mă rog să binecuvintez frații care vor propovădui Evanghelia Ta vie și adevărată, Doamne, și mă rog ca acest cuvânt să ne miște inimile noastre, să ne trezească din ființele noastre amorțite, Doamne, și să prindem viață în sufletul nostru, Doamne. Te rog prin Duhul Tău cel Sfânt să binecuvintezi fie ce inimă prezent aici, Doamne. Mă rog, Dumnezeule, să cercetezi ale noastre ființe într-o pocăință și apropiere de Tine, Doamne. Suntem în numele Tău aici, Doamne. Nu vrem să plecăm cum am venit, ci vrem să fim atinși de Tine. Vrem să fim, Doamne, cercetați în Duhul Sfânt. Vrem să Te atingi de noi, să fie revărsată peste noi binecuvântarea cerească și mântuirea Ta peste noi. Mă rog, Dumnezeule, să binecuvintezi slujbele care vor fi. Amin. Dacă le facem, Doamne, știm că le facem nu în puterea noastră, ci în baza tăriei care ne întărește prin Duhul Tău revărsat, Doamne. De aceea mă rog să întărești fiecare soră, frate, tânăr, bătrân care va sluji. Să lași o ungere divină, Doamne, ca slujirea pe care o facem aici, Doamne, să fie înspre gloria Ta, Doamne, pentru că Tu ești Domnul care meriți toată închinarea și slava, mărit să fie numele Tău. Doamne, împreună spunem laudă și mărire Ție, Doamne, și ne rugăm ca în continuare, Doamne, să coordonezi toate lucrurile și să-ți proslăvești numele Tău. Amin. Între noi și să-ți faci o mărturie în viețile noastre autentică, vie și reală, ca orice gură și orice inimă din această biserică, oamenii prezenți de aici, Doamne, să putem declara cu toți că Tu ești Hristos, Domnul, Mesia, mărit să-ți fie numele Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ne asculți și că vei lucra și te proslăvim pentru atotputernicia și suveranitatea Ta de Dumnezeu, mărire numelui Tău în veci. Amin. Amin. Voi mi să reocupăm locurile. Pentru membrii comitetului sau cei care faceți parte din familiile celor care sunt în comitet, pentru mâine după masă, de la ora 6, este ședința de comitet. Corul va cânta spre slava lui Dumnezeu cântarea, voi cânta îndurarea Domnului, apoi sora Iulia Conțiș va cânta și ea spre slava lui Dumnezeu, după ce sora Iulia Conțiș va cânta, vom asculta din nou cântarea corului care spune iubirea lui. În timpul acestei cântări sau acestor cântări îl invit pe fratele Chira Sabin să vină la amvon și la momentul potrivit să fie gata spre a sluji din cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
Domnul să vă binecuvinteze. Iubirea Lui nemărginită să rămână în seara aceasta în continuare în inimile noastre ale tuturor. Căci oricât am putea o noi descrie, este așa de infimă și de mică față de glorioasa măreția slavei Lui Dumnezeu și de iubirea Lui veșnică pe care și-o arată în fiecare zi față de fiecare din noi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun Mântuitor. Eu am vestit, eu am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul nostru, Sfântul lui Israel, Dumnezeul poporului său, slăvit să fie numele Lui. Suntem în seara aceasta la închinare, încă o dată, prin îndurarea și harul lui Dumnezeu. Mă gândeam aici, în timp ce ne rugam și eram pe bancă, în fiecare secundă se moare pe pământ. Acum când noi suntem adunați aici la părtășie, la bucurie, alții poate în accidente, aviatice, maritime, rutiere, de tot felul, industriale sau la locurile de muncă, mor. În vremea aceasta, în spitale, se moare. În spitalele oncologice, în fiecare zi aproape, se anunță alți morți. Și tu și eu, în seara aceasta, mai avem harul îndurării lui Dumnezeu de a fi la închinare împreună cu El, de a fi la părtășie și de a mai învăța despre Marele Stăpân, despre Marele Rob al lui Dumnezeu, care a coborât din slava eternă să ne traseze un drum, să ne arate o cale, să ne direcționeze spre împărăția lui Dumnezeu și să lase bucuria Lui eternă în sufletele noastre, mărit să fie Domnul. Iată robul meu pe care l-am ales, pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Acesta este alesul lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu însuși vine și l-adeverește. Este adevărat că noi am crede că totdeauna, nu? Robul ar trebui să-și prezinte stăpânul. Și totuși aici Dumnezeul, stăpânul măreț, își prezintă robul, își prezintă pe Fiul, își prezintă pe Mântuitorul și Salvatorul sufletelor noastre, care a venit în lumea noastră ca să aducă mântuire și care vine curând cu răsplătirea ca să o dea fiecăruia după fapta Lui. În seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu și în prezența cuvântului sfânt al lui Dumnezeu și dorim ca cuvântul vieții despre robul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre și să înțelegem măreția lucrării pe care a făcut-o pentru fiecare din noi. Chiar dacă omul a căzut în păcat, chiar dacă a fost amăgit în grădina Edenului și s-a ascuns de Dumnezeu în răcoarea dimineții când a venit și a întrebat despre el, chiar dacă în Genesa, în capitolul 6, spune că toate întocmirile omului și a gândurilor inimii sunt pornite numai spre rău, Dumnezeu are un plan de salvare. Dumnezeu vorbește prin Avraam, Dumnezeu vorbește în continuare prin Moise, prin profeți despre planul acesta măreț. Și la un moment dat, omul lui Dumnezeu Moise zice, din mijlocul vostru Dumnezeu va ridica un proroc, un proroc puternic, un proroc care va lucra cu semne și minuni. Și acesta era robul Domnului. Și cartea Isaia, care în seara aceasta avem despre textul acesta, este o carte specială a Vechiului Testament. Putem să spunem că este o carte în care Dumnezeu descopere cu sute de mii de ani dinainte despre robul Domnului, despre Hristosul, despre nașterea Lui, despre trăirea și lucrările Lui, despre caracterul care avea să-L aibă și despre tot ce va face și în final despre lucrarea măreață pentru care a venit. Să moară pentru noi cei vinovați, să moară pentru noi cei păcătoși. Chiar dacă profetul Isaia în capitolul 44 spune despre robul acesta și despre Israel, că este robul Domnului, în seara aceasta noi găsim în textul acesta din capitolul 44, spune în felul următor, versetul 1. Ascultă acum, Iacove, robul meu,
Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care te-am ales. Totuși, în seara aceasta, noi aici avem descoperirea lucrării și a slujirii robului Domnului, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit din slava cerească pe pământul acesta de frământări. Și cartea profetului Isaia ne prezintă mai multe cântări ale robului Domnului. În seara aceasta avem cântarea aceasta despre robul Domnului din psalmul, din capitolul 42, între versetele acestea care au fost citite și care evreii le cântau în templu, le cântau în sinagogi înaintea lui Dumnezeu. Apoi a fost cântarea misiunii robului Domnului, pe care cu o duminică înainte s-a vorbit despre lumina neamurilor care venea prin robul Domnului, despre cel care venea în lumea noastră ca să ne mântuiască, și spune cuvântul: m-am tocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov, pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit încă. Eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeului meu, și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile robului meu, Iacov, și să aduci înapoi rămășițele lui Iacov și să aduci înapoi pe Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, adică lumină pentru toate neamurile de pe pământ, până la marginile pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și avem cântarea aceasta a robului Domnului care a fost batjocorit și a fost ajutat de Dumnezeul cel viu și sfânt, și ne spune omului Dumnezeu în capitolul 50 despre această cântare. Merg foarte sumar ca să facem legătura lucrării acestui text a robului Domnului în seara aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 50. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi întărește, mă întărește în fiecare dimineață, îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Și spune Mântuitorul și robul Domnului, văzut de profetul Isaia, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraji înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări. Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața de cremene, știu că nu voi fi dat de rușine. Pentru că cel care mă îndreptățește, cel care mă ajută, cel care mă sprijinește, este Dumnezeul cel viu care îmi vine în ajutor. Dumnezeu vorbește aici de robul Domnului care era batjocorit, dar care Domnul i-a venit în ajutor. Aduceți-vă de aminte că în grădina Ghețizmani Dumnezeu îi trimite îngerii ca să-l îmbărbăteze, să-l întărească pe robul lui Dumnezeu care a venit pentru slujirea aceasta specială în lumea aceasta. Apoi robul Domnului îi are o cântare specială despre ființa și lucrarea lui. În capitolul 52 spune, iată robul meu, va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Și el a ajuns să primească cel mai mare nume, ca în numele lui să se plece cei din ceruri, cei de pe pământ și cei de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul. Și apoi era cântarea suferinței robului Domnului, despre care s-a vorbit în dimineața aceasta din capitolul 53. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 4 până la 6, totuși, robul Domnului suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar robul era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care nouă ne dă pace a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi cu toții am rătăcit ca niște oi, fiecare ne-am văzut de drumul nostru, dar a făcut ca Domnul și robul acesta să cadă bucuria mântuirii peste noi, nelegiurile noastre să fie luate asupra lui și noi să fim curățiți, eliberați și binecuvântați de Domnul. Dumnezeu descrie pe robul său în prima carte și îl prezintă în seara aceasta, în capitolul 42. Robul acesta este cel pe care îl sprijinește Dumnezeu. Robul acesta este cel care este ales de Dumnezeu.
Robul acesta este cel în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. Și aduceți-mă de aminte că spune cuvântul Domnului despre robul Domnului, care în Matei, în capitolul 3, când se efectua botezul la râul Iordan, s-a auzit din ceruri un glas care a strigat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Alte evanghelie spune în care îmi găsesc toată plăcerea. Capitolul 17 din aceeași evanghelie a lui Matei ne spune în versetul 5 că era pe munte la schimbarea la față și în momentul acela s-a auzit din ceruri: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați. Dumnezeu a conferit autoritatea aceasta și a spus-o pământenilor ca să înțeleagă oamenii că El era trimisul lui Dumnezeu, că El era robul care venea în lumea aceasta ca să aducă mântuirea, să aducă eliberarea, să aducă binecuvântarea. În noi, cu toții, spune cuvântul Domnului că am fost și noi robi, dar noi am fost niște robi ai păcatului. Noi am fost niște robi care rătăceam în lumea aceasta fără stăpân, care ne vedeam fiecare de drumul nostru, așa cum citeam, dar spune că, dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi și se amintea dimineață prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ne-a întâmpinat Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin robul Lui, cu dragostea Lui, căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați de Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, adică prin harul acesta, că El a venit să ne dea harul mântuirii și să ne aducă o viață din belșug împreună cu El. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu și fie ca ori de câte ori ne adunăm înaintea Lui Dumnezeu, și nu numai când ne adunăm înaintea Lui Dumnezeu, oriunde am fi, să ne putem bucura de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Spunea odată un frate că la un moment dat a ajuns într-o situație foarte grea într-o familie. O singură încăpere era acolo, o soră bolnavă pe un pat, copiii care erau părăsiți de tatăl lor și femeia aceasta bolnavă. Și când a intrat slujitorul lui Dumnezeu, a început să mulțumească lui Dumnezeu, mulțumea în continuu pentru tot ce i-a dăruit Domnul. Și spunea robul Domnului că s-a uitat în jur pe acolo și nu vedea nicio bogăție, numai sărăcie. Și a spus: oare pentru ce mulțumește femeia aceasta? Și când a întrebat-o, a spus: pentru ce mulțumești? Pentru că ne-a mai dat Dumnezeu încă o zi. Pentru că și în ziua de astăzi a fost cu mine. Pentru că El știu că mi-ascultă rugăciunile. Pentru că El privește din cerul peste noi. Prin orice situație ai fi sau aș trece, trebuie să ne încredem în El. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire. Adică robul a venit să ne întâmpine cu viața eternă în El. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultare de singurul om cu majuscul, adică de robul Domnului, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Pentru că nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia ce îl ascultați sau aceluia păcat care duce la moarte sau trăirii vinovate? Și spune cuvântul în Romani, în capitolul 20, că atunci când eram robi ai păcatului, noi eram slobos față de neprihănire, adică nu ne interesa neprihănirea lui Dumnezeu. Noi eram liberi față de ea, făceam ce vroiam noi, prin alergările noastre, prin stările noastre, prin mizerile noastre. Și ce roade aduceați atunci, spune omul lui Dumnezeu, Pavel, romanilor? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moarte, este despărțire de Dumnezeu. Și apoi spune, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, voi v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu. Aveți ca rod rodirea, sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Domnul să ne ajute! Să rodim în continuu înaintea lui Dumnezeu, pentru că Hristosul acesta a venit să ne prezinte starea Lui și să ne arate caracterul Lui pe care îl avea și să ne-l prezinte caracterul lui Dumnezeu printre noi. Spunea, ce fac eu? Nu fac nimic de la mine, fac totul împreună cu Tatăl.
Toate pasajele profetice din Isaia vorbesc despre acest caracter măreț al robului Domnului, a Mântuitorului, în slujirea Lui, în smerenia Lui, în blândețea Lui, în tăcerea Lui, când nu și-a deschis gura. Putea să vorbească, putea să cheame îngeri să fie salvat, dar El a tăcut pentru tine și a tăcut pentru mine, ca în seara aceasta să fim înaintea Lui și El să-și vadă rodul muncii sufletului Său, El să se învioreze și marele rob al Lui Dumnezeu, marele preot care șade la dreapta puterii Lui Dumnezeu în ceruri, în seara aceasta să privească printre noi și să vadă bucuria inimii noastre înaintea Lui, că așa de multe ori suntem tot posomorâți. Suntem tot așa parcă apăsați. Acum, parcă am fi trebuit să treacă oboseala de sărbători, nu? Și totuși, parcă suntem... Și cuvântul lui Dumnezeu spune, bucurați-vă și iară zic, bucurați-vă. Dacă o să mă vedeți încruntat, puteți să-mi spuneți că-s bucuros? Dar dacă izbucnește bucuria mântuirii din inimă, pe care spunea David și nu lua de la mine, bucuria Duhul Tău ce sunt și dă-mi iarăși bucuria mântuirii. O bucurie care întrece orice stare, orice situație, orice problemă, orice frământare. E o bucurie care coboară de la robul Domnului. Domnul și robul Domnului este pregătit ca să slujească, spune El, nu va striga, nu își va ridica glasul și nu îl va face să se audă pe ulițe. Și El începe în acțiunea Lui de lucru, Domnul acesta și robul acesta al Domnului își face lucrarea, nu să fie văzut de oameni, nu să fie apreciat de oameni. Aduceți-vă de aminte că nenumărate rânduri le spunea să nu spună la nimeni nimic ceea ce au făcut. Și parcă este ceva contrar cu ce facem noi. Când Dumnezeu realizează ceva prin unul din noi, am vrea să știe cât de mulți, nu? Da, dar textul merge spre încheiere, că eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor. Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Robul Domnului a venit hotărât ca să lucreze înaintea lui Dumnezeu și spune cuvântul că trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde nu îl va stinge. Mă gândeam la aspectul acesta și mă gândeam acolo unde este trestie multă, unde este papură, să fie mii de trestii acolo și una să fie frântă. Cine o bagă în seamă, nu? Și totuși Hristosul, robul lui Dumnezeu, a coborât din slava eternă pentru cei bolnavi, pentru cei ce n-au pe nimeni, pentru cei care sunt frânți, ca să se împlinească ceea ce spune tot Isaia în capitolul 57 cu versetul 15, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dacă în seara aceasta ești aici și inima ta este zdrobită de frământări, de probleme, de grijuri, de rate, de lucrurile care au să vină, de veștile care sunt peste tot locul, aș vrea în seara aceasta să te încrezi în robul Domnului, că El ne-a spus, aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre și ne-a mai garantat ceva, eu însuși voi purta de grijă. Și așa nu poți adăuga niciun la de palmă, nu poți niciun fir de păr să-l faci să stea pe cap. Și toți perii de pe capul nostru sunt numărați de robul lui Domnului. Apoi, El este hotărât în această lucrare și spune, va vesti judecată după adevăr, adică robul Domnului va face o judecată care va fi după dreptatea lui Dumnezeu, după adevăr, El nu o face oricum. Vedeți, oamenii fac tot felul de judecăți, dar Mântuitorul avea să spună în capitolul 8 din Ioan, cu versetul 16 și 17. Și chiar dacă judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Deci, în legea voastră este scris că mărturia doi oameni este adevărată. În Romani, în capitolul 2, cu versetul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul.
Sau disprețuiești tu bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Are Dumnezeu o judecată dreaptă pe care o aduce pentru fiecare din noi. Judecata aceasta a lui Dumnezeu este după adevăr, este după dreptate, este pentru toți oamenii, până acolo că spune cuvântul Domnului că este și pentru cei blestemați. Judecata aceasta a lui Dumnezeu este pentru cei răi, judecata aceasta vine cu foc, judecata aceasta a lui Dumnezeu este pentru oamenii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, are Dumnezeu judecată și robul lui Dumnezeu va judeca la urmă. Judecata aceasta este pentru tot ce ai semănat, fie bine, fie rău. În dragoste sau mai puțină dragoste, atunci se va cântări tot ce am făcut înaintea lui Dumnezeu. Judecata aceasta se are în vedere și pentru cei ce au făcut milă, că mila biruie judecata. Mila nu mântuiește, dar mila biruie judecata. Că se spunea dimineață că nu mila biruie, nu mântuiește, dar mila, spune cuvântul Domnului în cartea lui, în Iacob, despre lucrarea aceasta. Și apoi, judecata aceasta lui Dumnezeu este pentru orice cuvânt nefolositor pe care ne-l va duce înainte și se va depăna în fața noastră și robul va sta pe tron, judecătorul cel drept va sta pe tron. Mielul lui Dumnezeu nu va mai fi avocat atunci, nici apărător, ci va fi judecător, căci toți trebuie să ne înfățișăm. Este un imperativ absolut, nimeni nu poate lipsi. Își pun oamenii întrebări pentru cei care au fost arși, pentru cei care au făcut săpun din ei în crematorii, pentru cei care i-au mâncat rechinii sau tot felul de situații spulberați în explozii. Dumnezeu îi va aduce pe toți la judecată. Dumnezeu ne va aduce pe toți la judecată. Și robul acesta va sta pe tronul lui de judecată. Pentru că El a venit ca să ne aducă binecuvântarea fiecăruia, dar la urmă va aduce judecata lui Dumnezeu. Și sunt mai multe feluri de judecăți, dar vreau să merg pe textul din seara aceasta, pentru că slujirea Domnului a fost gata să aducă prețul suferinței, să plătească prețul acesta pentru fiecare din noi, pentru fiecare păcătos din lumea aceasta. Și profetul Isaia, în capitolul 53, ni l-a relatat așa de frumos și în dimineața aceasta pe robul Domnului, care a suferit pentru noi și pentru păcatele noastre. Robul Domnului, El a venit să restaureze lucrările lui Dumnezeu. Robul Domnului a venit să deschidă ochii orbilor și se spune aici despre orbul Bartimeu. Când citiți acolo despre orbul Bartimeu, spune că îi Bartimeu fiul lui Timeu. Adică era Bartimeu un cercetător orb. Tatăl lui era Timeu și el era Bartimeu. Bar înseamnă fiu și Timeu era numele tatălui. Probabil când au văzut părinții aceștia că s-a născut orb, au văzut că nu are nicio șansă de viață, nu i-au pus nici nume. Cu mulți ani în urmă eram un copil. Eram într-un cimitir și un bărbat înalt plângea lângă o criptă funerară. Avea acolo în pământ o fică de câțiva ani. Și am încercat, cum am știut atunci, să-l îmbărbătesc, să-l mângâi. Și atunci mi-a început să-mi spună istoria lui. Și a spus, când m-am născut eu, atunci, noi am fost doi frați gemeni, unul a fost mai mare la greutate și am fost mic, în jur de un kilogram. Și am avut și niște handicapuri. Și i-a spus moașa aceea mamei mele că oricum eu voi muri. Și zice, mi-a pus numele Pătru. Pătru, zice, era cel mai sărac, cel mai neînsemnat om din sat. Și la fratele meu i-a pus numele Alexandru. Dar zice, am început să prind viață și am început să cresc. Și n-a fost un an de zile când am auzit că fratele meu, cel care a fost sănătos la naștere, a murit, pentru că el îmi explica situația cu fata lui în
cum a murit și, de fapt, El a hrănit-o cu ce a fost mai bun. Vedeți, atunci când noi nu vedem nicio speranță în cineva, i-au strigat la orbul Bartimeu, a spus, taci! Dar el a strigat și mai tare, pentru că era șansa lui. Poate nu totdeauna trece Dumnezeu să-ți ofere șansa specială. Ce faci cu ea? Strigi pentru salvare? Dacă ești pe mare și s-a ridicat furtuna și nu știi poate nici bine să noți și vin valurile să te omoare, vei striga de acolo ajutor, ajutor, ajutor? Sau vei striga cât te vor ținea plămânii? Strigă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care te-a salvat și care m-a salvat, înaintea robului lui Dumnezeu care a venit să deschidă ochii orbilor și în Faptele Apostolilor spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar despre lucrarea aceasta în capitolul 26, când vorbește omului lui Dumnezeu Pavel, apostolului neamurilor, scoală-te, stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acesta și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să deschizi ochii orbilor, să întorci de la întuneric la lumină și de sub puterea satanii la Dumnezeu și să primească prin credință în mine, adică în robul lui Dumnezeu, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Sfințiți prin adevăr, sfințiți prin Duhul Sfânt, sfințiți prin jertfa mântuitoare a Domnului și robului Domnului. Slăvit să fie numele Lui. Lucrarea aceasta, El a venit ca să o facă într-un mod deosebit. Spune, El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Și ostroavele vor nădăjdui în El. Dumnezeul nostru face dreptate pe pământ. Dumnezeul nostru intervine până la margine pământului ca să-și arate puterea, să-și arate măreția și slava. Și oamenii înaintea Lui nu mai pot să spună nimic. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu este așa de măreață, încât oamenii se descoperă în ei înșiși cât sunt de neștiutori și mai spun un cuvânt acolo. El a venit să instaureze pe pământ lucrările lui Dumnezeu și să aducă tuturor neamurilor lumina, că El a spus în Evanghelie că Eu sunt lumina lumii. Lumină care luminează în întunericul acestei vieți, acestei lumi. Robul Domnului a îndeplinit o misiune măreață, o misiune pe care la un moment dat Petru a vrea să-l oprească, să te ferească Dumnezeu să pățești așa ceva. Și știți ce îi spune Domnul lui Petru? Înapoi a mea, Satano. Și la un moment dat le spune, Eu pentru lucrul acesta, pentru scopul acesta, al salvării omenirii am venit. Eu trebuie să mor la Ierusalim, Eu trebuie să mor, pe care l-a îndeplinit scopul acesta cu o desăvârșită credincioșie înaintea lui Dumnezeu, milimetric, împlinit fiecare prorocie și profeție date despre El prin Scripturi. Până acolo că pe cruce a cerut apă, a strigat că mi-e sete și s-a dat un buret înmuiat în oțet și fiere amară, ca să se împlinească profeția. Mielul și robul lui Dumnezeu ne vorbește în seara aceasta și dorește ca noi să trăim în voia lui Dumnezeu, pentru că El a venit să facă voia lui Dumnezeu în toate lucrurile și să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Spune în Isaia 53, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor, pentru că povara aceasta este așa de grea și noi nu o putem duce și noi n-am putut-o duce. Și a venit Hristosul să ne ia și a pironit zapisul cu păcatele, cu poverile, cu nelegiuirile noastre pe lemn. Și acolo a târnat între cer și pământ robul lui Dumnezeu care s-a dezbrăcat de slavă și a venit aici să fie batjocorit pentru tine și pentru mine. A strigat, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Vă imaginați la profunzimea rugăciunii acesteia, încât ei meritau pedeapsa, osânda și nimicirea pe moment
și robul mijlocește pentru ei și se roagă, cum a făcut-o și pentru tine de atâtea ori și pentru mine. În seara aceasta, noi suntem înaintea lui Dumnezeu și robul acesta, care a făcut cerurile și pământul, care le-a întins, și se spunea și în Psalmul 65 așa de frumos despre robul Domnului, că el lucrează într-un mod deosebit și lucrările lui sunt mărețe. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Acesta este robul Domnului. Acesta este cel prin care Dumnezeu a realizat toate lucrurile și robul a fost un exemplu în trăirea lui, în supunerea lui, în ascultarea lui. Vrei și tu și eu să fim robii lui Dumnezeu? Vrem în această seară să ne credem în robul acesta? Că eu, Domnul, spune, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi, te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Lumina aceasta care a luminat pe orice om care a venit în lume, ne-a luminat și pe noi, a venit în dreptul nostru această lumină binecuvântată și ne-a arătat mântuirea lui Dumnezeu, căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să aduci mântuire până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea și Dumnezeu a început să lucreze într-un mod deosebit. Pentru că aceasta a fost lucrarea pe care a făcut-o El. A venit să deschidă ochii orbilor, să scoadă pe cei legați din temniță, pe cei prinși în strâmtoare, care locuiesc în întuneric și care sunt apăsați de diavolul și ar vrea să scape de acolo și nu pot și strigă după ajutor. Și noi să strigăm împreună cu cei care sunt legați și stăpâniți de puteri demonice, pentru că nu este ușor să fii, să te dezlegi când ești legat și când puterile ți-au slăbit. Și cântarea vestirii mântuirii a robului Domnului din capitolul 61, și voi merge spre încheiere, spune: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Știți că sunt atâția nenorociți între noi? Ce vești purtăm cu noi? Negative sau pozitive? Adevărate sau care zdrobesc? Fie să purtăm vești binecuvântate de la Domnul, ca să semănăm cu El. Spune că cel m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea, eliberarea. Am întâlnit într-o zi cu cineva și a spus: vreau să scap și nu pot. Și a spus: mă voi ruga lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel care a venit să vestească anul de îndurare. Dar tot El aduce ziua răzbunării, ziua judecății, an de îndurare și o zi de răzbunare. Pentru că nu poți trăi oricum înaintea robului Domnului și să faci orice și să ți se acorde harul salvării, al mântuirii și să-L bajocorești. Și El a venit să aducă celor întristați din Sion, să le dea o cunună împărătească în loc de cenușe. Poate spus, din lucrarea mea, din problemele mele, din lucrurile mele, totul s-a împrăștiat, le-a spulberat, parcă vântul a fost ca o cenușă. Robul Domnului a venit și spune că vine să ne dea un îndelemn de bucurie în locul plânsului și Domnul să dea îndelemnul bucuriei în locul plânsului pentru toți care poate plâng pentru copiii lor de multe vreme sau pentru cei dragi, să aducă robul izbăvirea, să aducă bucuria, îndelemnul acesta, să dea o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, să fim terebința neprihănirii și cu toții un sad al Domnului, sădiți în împărăția Lui, așezați acolo în locul binecuvântat și când va veni Domnul, să putem să slujim înaintea Lui, să fim aici o lucrare de laudă și de slavă pentru rob și acolo să-i cântăm împreună cu neprihăniții, cu cei salvați, pentru că ne-a făcut așa de mult bine. Amin.